Știm din învățătura bisericii că sfinții sunt persoane și că moartea, de fapt, e decât o trecere. Ei sunt persoane și la fel cum noi ne bucurăm atunci când cineva ne urează la mulți ani, tradiționalul la mulți ani și gânduri de bine, noi ne gândim cu gând de bucurie, recunoștință și mulțumire adresate cuvioasei Parascheva, Maica noastră, pentru toate darurile, bucuriile și gândul luminos care ne-l dăruiește prin pilda vieții sale, dar totodată invitându-ne de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de Maica Domnului și de ceilalți ființi ai neamului românesc, pentru o mai mare realizare duhovnicească, dar și întreținerea tradiției de a da mărturie că sfinții nu au fost atunci, ci sfinții sunt permanent în viețile noastre. De unde veniți dumneavoastră? De la Sibiu. E cale lungă, e un pelerinaj și de la Sibiu la Iași și la rând. Dar e unul al bucuriei. Asta, când e cu bucurie lucru făcut, oboseala nu apare, e doar bucurie.